La auzul veștii că primarul Timișoarei, Dominic Friț, a anunțat că va finanța primul festival LGBTQ, Adriana Stoicescu, judecător la Tribunalul Timiș, a reacționat în scris. Nu am nimic altceva de făcut decât să dau citire textului. Este un text splendid. Merită nu doar citit, ci și recitit, predat, poate, în orice caz, de reflectat asupra lui. Citez. O mână de imberbi care nu se hotărăsc dacă să poarte sau nu sutien, a pus mâna pe planetă. În numele unei libertăți prost înțelese, suntem chemați să înțepenim în poziție de drepți în fața unor specimene care, dacă trăiau în preistorie, ar fi fost micul dejun al unui animal mai pricăjit. Bărbații adevărați, avându-i în preajmă, i-ar trimite după țigări, dacă ar ști că se pot descurca în trafic. Femeile, privindu-i, își redescoperă instinctul matern. Altceva, bieții de ei nu pot să trezească. Oameni mici și frustrați, înțepeniți în traumele copilăriei în care probabil s-au simțit neiubiți, vor să legifereze frustrarea lor, să ne facă să ne simțim vinovați pentru neîmplinirile lor. Apoi să întoarcă lumea cu susul în jos, pentru că vor și pot, se pretind torturați și marginalizați și ne cer să facem doi pași în spate. Să ne fie rușine că ne simțim și ne numim femei și bărbați, să ne ascundem în grote și atunci când ieșim să îngenunchem cuvincios în fața oricui, dar nu și în fața lui, cu L mare. În numele unei imbecilități numite corectitudine politică îi lăsăm să dea foc planetei și mai ales îi lăsăm să-i dea foc lui Dumnezeu. De parcă toată nebunia planetară nu ar fi de ajuns, mâna lungă a corectitudinii politice a invadat Timișoara. A murdărit-o, distrugându-i spiritul. Oameni care nu au cea mai mică idee despre ce înseamnă Timișoara, vor să ne înregimenteze nebunia lor. De ani de zile avem Festivalul Inimilor. Aveam zilele în care Timișoara devenea o uriașă grădină. Aveam micile noastre bucurii ale unui oraș pe care nu îl meritați. Astăzi avem o imensă disperare. Parcurile sunt distruse, florile au dispărut. Timișoara e plină de gunoaie și e în paragină. Mâine veți acoperi catedrala cu o imensă pânză neagră ca să nu vă mai deranjeze marșurile. Domul îl veți transforma în birt și când veți termina de transforma planeta după chipul vostru, îngropând chipul lui, când noi, penibilii, vom dispărea, ce credeți că se va întâmpla? Veți fi fericiți? Cu cine veți mai lupta? Când veți distruge orice urmă de normalitate, veți găsi de fapt ceea ce nu vreți să vedeți acum. Marele gol care vă mână înainte. Poate în următorii ani ne veți urca în spatele autobuzului și tramvaiului. Ne veți pune semne distinctive pe haine. Ne veți trimite în lagăre să ne reeducați și să acceptăm cele 124 de genuri ale voastre. Mi-e milă de nefericirea voastră a celor care credeți că a fi bărbat sau femeie rușinos. Vă înțeleg frica de normalitate și frica de moarte. Dar într-o zi tot veți muri și promit să vă aștept dincolo și să vă întreb, a meritat? Am încheiat citatul. Ei bine, textul a generat, cum era și de așteptat, valuri de ură, cum era și normal. Vasilică Dănileț s-a simțit vizat și a acuzat-o voalat de lipsă impardonabilă de înțelegere pentru cei puțin și oropsiți. După care, bombă, un alt text al magistratului Adriana Stoicescu, din care nu mai citesc decât un fragment. Revărsarea de ură pare de neoprit. Mizeria umană este la iveală ca uleiul deasupra apei. Jignirile nu mai contenesc. Am agitat un cuib de viespi. Numele străbunicului meu, și aici urmează bomba, este Rosenfeld. Hai, curaj antisemiților! Pe antebrațul Dorei, soția străbunicului meu era tatuat numărul puncte puncte. Nu a convins-o nimeni niciodată că nu trebuie să mai strângă firimiturile când terminam de mâncat. Așadar, nu vorbiți despre minorități și drepturi fundamentale, despre prigoană și discriminare. Am încheiat citatul. Firesc, viteazul imberb Dănileț a intrat în starea numită mucles.